Stimați voroneni, pentru că sunteți nu numai din Vorona Nouă, ci și din întreaga Vorona, cel puțin prin reprezentanți. Și vă mulțumesc pentru că mă invitați, este al doilea an în care particip la această frumoasă manifestare a școlii dumneavoastră. S-a vorbit foarte mult până acum despre tradițiile frumoase pe care le păstrăm și mi-aș îngădui să spun că la dumneavoastră aceste rădăcini, aceste tradiții de la an la an parcă se adâncesc, parcă se cultivă și parcă dau roade. De ce, aș spune, anul trecut, să spunem, am văzut un grup de copii, parcă un pic mai mic decât acum. Acum vedem un grup mai mare de copii îmbrăcați în frumoase straie populare. Acum vedem și cadrele didactice îmbrăcate în costum popular. Anul trecut am văzut, îmi pare că a fost numai părintele paroh, iată acum sunt, a fost un sobor de trei preoți și tradițiile se adâncesc, tradițiile se cultivă. Dar cred că pe lângă tradiții, dumneavoastră, copiii, cadrele didactice de la școala din Vorona Nouă, mai cultivați și ceea ce se cheamă cealaltă latură, adică inovația. Și pentru aceasta aș vrea să vă felicit. Copiii de la școală, îndrumați de profesori, au participat cu foarte mult elan, aș spune, la o serie de activități ale Centrului Europ direct din Botoșani. Au scris povestiri, au făcut expoziții cu zeci și sute de desene foarte frumoase. Acestea au ajuns să fie cunoscute în țară, au ajuns să fie cunoscute și peste hotare, în întreaga Europa, pentru care s-au primit felicitări. În continuare, chiar programul acestei manifestări de astăzi a fost făcut cunoscut prin rețeaua noastră la nivel național și am primit felicitări. Și vreau să vă spun că dintre colegii noștri nu sunt prea generoși cu laudele și dacă au lăudat, o laudă pe bună dreptate. Eu vă mulțumesc tare mult că m-ați invitat aici. Am înțeles că veți organiza și un concurs care s-ar chema, să spunem, Euroagricultura sau ceva de genul acesta. Noi am pregătit și niște premii. Săptămâna viitoare se vor acorda aceste premii. Cred că toți copiii vor primi câte ceva, o hartă, o broșură. Și vreau să vă mai spun ceva. Au fost copii din Vorona, un grup de copii împreună cu profesoara Anca Melinte, a fost la Botoșani și acolo s-au întâlnit cu iarăși un alt grup de copii din Botoșani. Și au făcut așa un fel de întrecere și cu mare bucurie am constatat că erau extraordinar de bine pregătiți, iar întrecerea respectivă a fost, după părerea mea, parcă adjudecată de cei de la Vorona Nouă, pentru care vreau ca să vă adresez încă o dată felicitări. S-au dovedit extraordinar cu un spirit practic deosebit, cu multe cunoștințe și teoretice și practice. Și pentru aceasta vreau ca să vă adresez încă o dată felicitări. Mulțumesc și petrecere plăcută în continuare la activitățile pe care le-am. Mulțumim foarte mult și dăm curs.